Angajații serviciilor de gaze naturale tot mai des sunt refuzați la accesul la contoare. Venind pentru verificare obligatorie, se confruntă cu faptul că consumatorii pur și simplu nu le deschid ușa. Compania Chișinău Gaz anunță toți consumatorii de gaze naturale ca o obligație de bază de a permite accesul la echipamentul de măsurare. Această obligație este prevăzută de regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale. Controlorul, adică angajatul întreprinderii care vizitează locul de consum, este obligat să prezinte legitimația de serviciu și să anunțe scopul vizitei acestuia. Consumatorul va permite accesul de a fotografia contorul de gaze naturale pentru citirea indicelor echipamentului de măsurare. Totodată, consumatorul va permite și verificarea utilajului care este în interiorul încăperii. În cazul în care consumatorul va refuza permiterea accesului la echipamentul de măsurare, locul de consum va fi deconectat sau consecința prevăzută de codul contravențional la articolul 165 prevede refuzul nemotivat al consumatorului de a permite accesul la echipamentul de măsurare se sancționează de la 10 la 30 de unități convenționale pentru persoană fizică și de la 150 până la 200 unități convenționale pentru persoană juridică. Vă aducem la cunoștință că astfel de acțiuni ale consumatorilor nu numai că sunt ilegale, ci și simțitor complică lucrul întregii întreprinderi. Chișinău Gaz încă o dată apelează către consumatori să permită lunar accesul la contoarele de gaze naturale.